Cum să vă zic, dragilor, dar noi niciodată nu suntem mai fericite decât atunci când următorii invitați vin la noi în vizită. Pentru că niciodată nu vin cu mâna goală. Au venit, ne-au adus flori. Acum ne-au adus turte dulce, așa că să ne introducă în atmosfera sărbătorilor și nu ne facem griji nici pentru siluetă, pentru că suntem asigurate, ca să tu, zic. Tu, în schimb, ai putea să-ți faci niște griji și abia aștept să văd dacă le vei povesti incidentul de la da, ski. Da, hai să-i prezentăm așa cum se cuvine. George Zaharescu, directorul general al unui broker de prestigiu din România, și Cosmin Angheluță, director general adjunct al unei companii de asigurări prezentă pe piața din România, sunt aici alături de noi. Bine ați venit, domnilor! Bună, fetelor, bine v-am găsit! Vă mulțumim din suflet pentru cadou și să știți că eu mă bucur foarte tare că sunteți aici, pentru că simt așa că am căzut pe subiect de data asta. La propriu! La propriu, nu de alta, dar weekendul trecut am început sezonul de snowboard și, cum să zic, am făcut o daună totală. Neasigurată fiind, așa că mai ales acum că vine sezonul sărbătorilor și toată lumea pleacă în vacanță la ski și așa mai departe, vreau să vă întreb pe voi ce trebuie să știm când vine vorba de asigurări. George, ce trebuie să facem? Ce ar fi trebuit să facă Ioana, practic? Înainte să plece. Este clar că ar fi trebuit să-și achiziționeze o asigurare de călătorie. Chiar și atunci când nu ies din țară, adică în România? Asta voiam să spun. De anul acesta este valabilă și în România această asigurare de călătorie. Asigurările de călătorie sunt o formă de asigurare de protecție financiară, iar ele au apărut în anul 1864. Vede clar că, având în vedere longevitatea, este clară și transparentă importanța lor. Trebuie cumpărată, achiziționată înainte de a pleca, indiferent că plecăm peste hotare sau în țară, o asigurare de călătorie, o asigurare travel, pe care o putem lua individual per călătorie, dar dacă știm că plecăm foarte des, putem lua un abonament anual. Aceste asigurări sunt atât pentru zona de turistică, în scop turistic, cât și în interes de serviciu. Ele pot fi achiziționate, bineînțeles, dacă a nu se confunda cu cazurile în care plecăm o perioadă mai lungă de timp la muncă, gen un an de zile, acolo ne trebuie un alt tip de asigurare. Și acoperă chiar și sporturile extreme? Da, acoperă chiar și... Adică călătoria în interes de serviciu, la asta te-ai referit, nu? Nu, mă referim la cele în scop turistic. Bine, mă scuzați. Ele au niște prețuri destul de avantajoase, costă în jur de între 8 și 16 lei pe zi. Ele pot fi achiziționate cu mai multe pachete, respectiv, exact cum ai spus, cu sporturi extreme. Aceste sporturi extreme sunt de natura sporturilor de iarnă, de zăpadă, cum este și schiul, snowboard, bordul, bobul, snowmobilul, și putem achiziționa pentru, sunt foarte multe categorii de sporturi, sporturi nautice, unde discutăm de diving, discutăm de bărci cu motor, discutăm de bărci cu vele, avem sporturi aero, unde avem deltaplan, avem parașutism, parapante. Este clar că sunt foarte multe riscuri și este bine să achiziționăm această poliță de asigurare, este imperios necesară să o avem, pentru că se poate transforma totul într-un dezastru financiar. Practic este o poliță de protecție financiară. Pentru săniuși se poate asigura? Absolut, pentru săniuși. Anul ăsta cred că nu prestez nimic și dacă ies îmi iau o sani să știu de ce. Dar vreau să te întreb, aici în țară noi oricum suntem asigurați prin sistemul de sănătate. Ce oferă în plus această asigurare pentru călătorie în țară? Păi închipuieți că cheltui o sumă de bani pentru excursia respectivă, nu ai o disponibilitate financiară foarte mare, se întâmplă un necaz și vrei să mergi la un spital privat. Okay. În momentul respectiv, prin această poliță, ai o sumă asigurată între 10.000 de euro pentru România și până la 50.000 de euro pentru străinătate și practic poți beneficia de banii respectivi să te repari, în ghilimele, așa, la un să spital, te aduni, practic. La un spital privat. Okay. Ea acoperă și transportul, și ambulanță privată, acoperă și medicamentația necesară, tratamente de urgență, spitalizare, intervenție chirurgicală, orice este în urma unui accident, în urma unei îmbolnăviri subite, inclusiv dacă avem o durere subită de măsea, dacă avem o intervenție stomatologică, poate fi făcută atât în țară cât și în străinătate, și sumele asigurate diferă, tocmai și tarifele sistemului medical diferă. Am înțeles.
apropo de sumele care s-au tot perindat pe aici, prin platoul nostru, eu vreau să-l întreb pe Cosmin, ce înseamnă mai exact și ce reprezintă pentru compania de asigurări aceste sume despre care a vorbit George? Mi este greu să vorbesc. Eu vreau să aflu și cealaltă variantă. George a fost foarte exact, mi-a luat și datele statistice. Atât de exact. Era un singur an, dar uite că de data asta mi-a luat el. Nu mai spun nimic statistic. Acum, sumele asigurate reprezintă suma la care tu poți fi despăgubit. Este limita maximă. Okay. Eu sfătuiesc ca întotdeauna să ținem cont de limita maximă, mai ales când călătorim în destinații, hai să spun, chiar exotice sau, de ce nu, luăm un exemplu clar, Statele Unite sau Canada, pentru că acolo despăgubirile sunt foarte mari, iar automat și prețurile sunt foarte mari. Ideea este în felul următor. Ai menționat un pic mai devreme că poți fi tratată în sistemul românesc de stat. Dacă e să fac o comparație, există și în Uniunea Europeană, se numește Cardul European de Sănătate și poate să-l ia oricine gratuit de la Casa de Asigurări de Sănătate, dar diferențele sunt foarte mari. Adică gândiți-vă că în momentul în care aveți o problemă, a sunat la call center și acolo aveți un 24 din 7, este un operator care vă va îndruma ce să faceți. Referitor la sumele asigurate, mă întorc un pic la ele, suma asta asigurată validează pentru riscurile principale. O să vedeți că mai sunt și alte acoperiri și de la acolo avem niște sublimite. Dar ce trebuie să facă un domn sau o doamnă care a trecut printr-o situație neplăcută în caz de daună pentru a fi despăgubit corect? Trebuie doar să sune la acel call center? Da, toate companiile de asigurări lucrează cu anumiți operatori. Operatorii ăștia au în spate, hai să spun, spitale sau spitale care fac parte dintr-o rețea de sănătate. Se sună la numărul respectiv, care, am spus, este valabil 24 de ore, practic 7 zile din săptămână, și de acolo este îndrumat. Compania de asigurări intervine doar în momentul în care respectivul operator ne dă nouă actele de, mă rog, actele cu cheltuielile care au fost efectuate pentru, hai să spun, îmbunătățirea stării de sănătate, pentru că vorbim despre cheltuieli de urgență. Am înțeles. Cât durează să fie despăgubiți oamenii? Trebuie să fiți extrem de atenți, pentru că sunt companii de asigurare care decontează direct, nu trebuie să faceți niciun fel de efort financiar, este pur și simplu o decontare între compania de asigurări și spitalul respectiv, sau pot fi companii care vă vor despăgubi după ce mergeți cu documentele, dar... Voi unde plecați în vacanță? De sărbători. Ce faceți? Ce faceți? Care sunt? Păi noi o să stăm aici să putem să operăm eventuale daune. Și... Se pot opera de oriunde, așa am văzut eu în ultima perioadă. Remote. Și așteptăm cu drag cererile clienților și de asemenea și brokerul de asigurare este disponibil în caz de daună, poate fi contactat și poate îndruma. Sunteți deschiși în această cază? Absolut. Motiv pentru care probabil vom face sărbători în sufragerie. Ce tristină. Dacă mai aveți 3 locuri, să vă trimitem poze din vacanță. Suntem motiv să nu-ți scoți soția la munte sau la mare, nu știu, întreb. Scuză-mă. Ai reușit să punctezi exact ceea ce trebuie. Scuză-mă. Fel de problemă. Un prieten apropiat. Să-l întreb pe fete dacă și ele sunt aici, că putem veni în vizită. Vă mulțumim foarte mult, domnilor. Ne revedem și în sezonul următor cu alte teme de discuție, nu-i așa? Sărbători fericite să aveți. Cum ar plăcere, mulțumim mult. Noi intrăm acum într-o scurtă pauză, dar revenim cu un super invitat, vă zic doar atât. E magic.